Mai multe persoane s-au ales cu dosare penale după ce s-au urcat la volan fără permis de conducere. În timp ce acționau pentru prevenirea și combaterea evenimentelor rutiere, polițiștii postului de poliție Măieriște au oprit pentru control, miercuri 2 noiembrie, în jurul orei 15:45, un tânăr de 23 de ani din localitate care conducea mopedul pe drumul comunal 99. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că șoferul nu deține permis de conducere, iar mopedul nu era nici înmatriculat, înregistrat. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism de către o persoană care nu posedă permis de conducere și punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat. În perioada 1 ianuarie 30 septembrie, 33 de persoane au fost depistate de polițiști din cadrul structurilor de poliție rutieră, în timp ce conduceau autovehiculele fără a deține permis de conducere. Conducerea fără permis constituie infracțiune și se pedepsește conform codului penal cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul, pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat, ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată, sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. De asemenea, prin respectarea prevederilor legale și a regulilor de circulație, persoanele care comit o astfel de faptă pun în pericol atât siguranța lor, cât și a celorlalți participanți la trafic.